În raportul de țară despre respectarea drepturilor omului în 2017, elaborat de Departamentul de Stat al SUA, se spune că autorităților le-a fost dificil să acuze și să pedepsească funcționari pentru trafic de influență sau acte de corupție. Documentul mai spune că în 2017 au continuat persecuțiile selective ale funcționarilor din motive politice. Investigarea furtului de peste $1 miliard din sistemul bancar național s-a soldat cu un număr mic de arestări și condamnări ale actualelor și foștilor oficiali de nivel înalt. În opinia oficialilor americani, o problemă serioasă continuă să fie impunitatea. În timp ce legea prevede un sistem judiciar independent, cazurile în care funcționarii guvernamentali care nu respectă independența sistemului judiciar rămân o problemă. Presiunile oficiale asupra judecătorilor și corupția în sectorul justiției au continuat să fie o problemă serioasă. Există rapoarte credibile în care sunt menționați procurori și judecători locali care au încercat să obțină mită pentru reducerea pedepsei sau a sentințelor. Într-o serie de cazuri, judecătorii nu puteau fi desemnați aleatoriu în dosare, iar aparatele de înregistrare nu erau folosite în sala de judecată conform legii, se menționează în raportul Departamentului de Stat. Un loc aparte în raport îl ocupă cazul lui Andrei Brăguță, care a murit în timp ce se afla în detenție în august 2017. Documentul descrie în detaliu istoria acestuia, care a suferit de o boală psihică. Americanii nu au putut trece cu privirea faptul că tânărul a fost bătut cu bestialitate, iar oamenii legii nu au făcut nimic pentru a împiedica acest fapt. Statele Unite observă că o altă problemă gravă în 2017 a fost justiția selectivă. În acest sens se face referire la grupul Petrenko și la o serie de dosare penale care au trezit dubii privind independența justiției. Procesul închis al fostului prim-ministru Vlad Filat în 2016, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție pasivă și obținerea de beneficii prin influență în 2014, a ridicat întrebări cu privire la imparțialitatea procuraturii și a sistemului judiciar. Avocații lui Filat au susținut că au avut loc mai multe încălcări procedurale în timpul procesului. Se arată în raport. Administrația americană vorbește și de încălcările comise de autorități referitor la libertatea mass media din Moldova. Raportul a menționat, printre altele, modificarea legislației privind presa, dar și hărțuirea unor jurnaliști. Documentul descrie cazul moderatoarei emisiunii Cutie Neagră de la TV8, Mariana Rață, care a fost interogată de procurori în urma unei investigații despre fostul comisar general al Capitalei, Vladimir Botnar.